Domnul să vă binecuvinteze pe toți, iubite suflete, să rămâneți credincioase Domnului, statornici în biserica noastră ortodoxă. Noi le știm pe toate acestea, ele sunt scrise. Știm ce a vrut să se facă și la sinodul în anul 16 din Creta, acolo unde s-au pregătit lucruri groaznice, care astăzi ei le împlinesc, dar tainii. Să ne vedem sfințenia noastră, auziți? Să ducem sfintele moaște și sfințenia din Ucraina în alte țări netrebnice, la muzeuri, ca să le păstreze de rachete. Nemernici, înșelători ai iadului, vă pare rău de sfintele moaște icoane, dar de sutele de mii de oameni care mor zi de zi, că stau plămânzi în ape și în greutăți și în suferințe, nu vă pare rău de acei care soldații noștri au mers să apere această țară? Mi-a arătat mai de unză, poate n-ar fi trebuit să spun, cum târiau câinii din trupurile lor și mâțele mâncau, vermii și gâzele umblau pe ei. Nu vă pare rău de acești oameni care și-au apărat cu prețul lor țara, credința, neamul și biserica noastră? Fățarnicilor, fățarnicilor, treziți-vă, că e tare greu de ceea ce faceți. Dumnezeu să trezească pe toți cei care astăzi din toate părțile lovesc și vrea să ne facă rău, dar nu pot, căci cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu. Auziți, neamuri, și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Amin.